Salutare, YouTube, sunt Cristi și astăzi revin cu cel de-al treilea episod din Underground Survival. Un episod în care ar fi trebuit să fi făcut update la Minecraft 1.8.6. Dar am uitat. Oh, da. Sincer, nu știu ce au făcut în ultimele versiuni de Minecraft, dar am o impresie. Cred că au reparat bug-urile pe care au uitat să le repare dățile trecute. Oh, da. Oricum, ce am făcut de ultima dată când am lăsat... Băi, să fiu al naibii dacă mai țin minte. Oricum am mărit pe aici puțin zona și cred că o să încep și să o construiesc altfel, adică dacă nu o să dau de bucăți de bedrock cum e aici, posibil să am spațiu să fac construcții și chestii și să arate șmecheri și nebunii din astea. Așa că bineînțeles o să începem până a prăji niște... Da, asta cum se numește? Niște stone. Oh, Doamne. Ah, ce-mi plac oamenii ăștia. Deci mă jur, până am început eu să filmez, nu era nici drag. Când am început eu să filmez, Marius, mă rog, nu știu dacă l-ați auzit, dar posibil să fi auzit. Că pentru că nici n-a zbierat sau ceva. Of, ce n-aș da pentru un inventory Twix. Și, aș putea să îmi repar arcul și am și niște săgețe aici. Deci, asta e fain. De fapt, nu că aș putea să-mi repar arcul, aș putea să repar un arc. Bun, avem un arc. Niște, da, bine, puteam să fac. Detalii acum. Mai am aici 24 de săgeți, numai bine. Am luat asta pentru că vreau să sparg și să fac cumva... Stai. Așa. Unde să le pun? Unde să-l pun? Hai că-l pun aici. Știi, măcar să nu mai stea așa în mijlocul la orice. Na. Hai, da, pune de tot. Ar trebui să schimb cât de curând asta. Am auzit ca și cum ar fi un schelet care și-a luat damage. Așa. Ar trebui să schimb cât de curând zona pe aici. Adică ar trebui să fac cumva să arate mai ok. În primul rând, scoatem de aici sapling-ul pentru că am văzut și noi că nu merge. Pur și simplu nu merge. Nu merge așa. Ar trebui să nivelez cumva pe aici. Ok, 11 sapling-uri, dirt, chestii. Niște piatră. Așa, măcar știi acolo cât să fie. Ok. Am pickaxe de iron. Ar trebui să-mi fac. Am 3 pickaxe-uri de stone. Știi, lasă-l pe ăla, nu-l scot de acolo. Vreau să mă duc și să văd dacă mai e ceva pe aici. Oh, shit. Sunt curios ce de-asta e. Ce poțiune am. Ar trebui să încep să mă plimb și să iau lucrurile interesante de pe aici. Alo. Asta e deja enervant. Bine, hai că o luăm altfel. Știi? Nu mi-e dă damage-ul pe care nu mi-l dă. Oh, shit. Oh, snap. Deci nu dătea singur. Asta explică de ce-mi... Hai, bă. Și aveam poțiunea, dar m-am gândit că nu mor eu. Dar nici nu sunt 20 de puradei pe aici. Cum să fie 20 de puradei? Ai, băi, deci... Mă jur, nu o să știu... Nu o să știu niciodată cum dracu să pun atâtea torțe încât să nu se mai spawneze nenorociți ăștia pe aici. Dar nu, cred că ăștia se spawnează oricum. Deci... Am ajuns să cred că oricum ăștia or să spawneze, indiferent cum naibii aranjez eu căcaturile astea pe aici. Uitați-vă și voi. Oricum, deci știi tu în ce hal se spawnează aia acolo, mă. Ai, și mâncarea mea e acolo. Fuck! Oh, shit. Ai, bă, deci atent că era murit. Ai. Bă. Asta deja devine, nu știu cum să zic, enervant, stresant, exasperant,
Și toate cuvintele de genul. Băi, băi, stați, mă, stai. Nu, no, deci, serios, sunt... Ce? Auzi, sincer, deci vreau să-mi iau itemele. Pur și simplu, simple as that. Îmi vreau itemele înapoi după îi băgăm și pe pura de-i. Pentru că acum, hai să fim serios, și cu ce iteme îmi recuperez eu itemele mele. Plus că eu cred că deja mi-am pierdut haleala pe aici. Ah, uite, pe aici avem ceva, dar nu mâncarea. Am săgețile. De ce nu mă bot eu cu săgeți? Doamne, eh. Nici eu nu-s mai... Brazi, nici eu nu-s cea mai strălucitoare stea de pe cer. Ai, băi, să-mi bag piciorul. Serios, mi-am pierdut toată mâncarea. Te rog, spune-mi că am lăsat-o înăuntru, dar nu cred. Parcă aveam mâncare când am plecat. A, uite, era... What the fuck, cum de ne-am văzut-o? Mă rog, lăsăm astea aici. Ah, vreau să iau... Da, nu mai am. Voiam să iau torțele, dar nu mai am nicio torță. Vreau să mă duc să minez... A, bă, da, mai am aici niște torțe și hai să mai... Fac câteva. Acolo cât să fie. Sincer, aș vrea să pot să pun cât mai multe torțe, dar nu pot să pun chiar peste tot. Of. Normal. Așa e normal? Nu știu dacă așa e normal. Pare a nu fi normal. Așa, gata. Abia acum e normal. Bă, dar du-te-n... Nu-ți mai zic eu unde să te duci, că deja ai devii enervant. La culme. A, dar chiar stați așa. Bă, de unde dracu vă tu spawnați, mă? Bă, dar chiar asta e. Ar trebui, cred că, să dau pe ăsta. Pe Moody. Cât că, cât să văd cât mai puțin stai. Unde dracu e? Bright. Moody. Știi? Acum parcă se mai explică de ce se spawnau în halul ăsta, că eu pe Bright vedeam destul de luminos. Mă, parcă era o comandă să vezi în ce zone se pot spawna mobii, dar nu mai știu care era aia. Opa. Era să pic acolo. Mă refer, am avut impresia că o să pic acolo. Ok. Mâncărică, mâncărică. Băi, măcar în partea asta se spawnează doar scheleți. Zombie. Ăștia nu sunt așa de răi decât scheleții. Decât ăștia nu sunt așa răi decât... Ăștia nu sunt așa de răi ca scheleții. Yeah. Așa. Ok. Asta e o zonă faină. Foarte faină și cât mai luminată începând acum. No, 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 tu mori! Ar trebui să încep să iau astea, să adun... Oh, un chest. Dar ceva îmi spune că o să fie o țeapă pe aici, așa că ar trebui să minez așa într-o parte și chestii și să vedem ce se află în chestul ăla. O să am nevoie cât de repede posibil de... Ok, deci am o sabie, oh, bun, am niște mâncare, niște săgeți, bun, o să am nevoie de o... Ia, da chiar e asta, știi, hai să îmi iau aici să-mi fac un crafting table, și să facem un... pickaxe de iron. Stai așa, să luăm niște lemn de aici. Mai avem și fix două bețe, numai bine. Și să începem să luăm și diamantele și lucrurile mai importante. Ok, până se topește la acolo, eu iau de aici ironul. Doamne, deci ar trebui să încep să, ar trebui să mă apuc de episodul următor să fac
challenge-urile. Și de fapt cred că nu o să mai mă joc. Adică cred că o să încerc să fac challenge-urile până la urmă. Oh, Doamne. De unde trage? Oh! Oh, nu trăgea. Da. Am uitat că ăsta are o plăcere din asta ascunsă să pună tot felul de animăluțe. Adică silverfish. Așa. Bun. Am să iau asta cu mine. Și avem și pickaxe de iron. Așa. Mă, dar eu nu mai făcusem o dată achievement-urile astea. Parcă să zic le mai făcusem. Ah, oh well. Nu pot să zic că mă plâng. Adică oricum o să le folosesc sau ceva. De fapt, oricum nu-mi folosesc, nu că o să le folosesc. Așa. Coal. Bun, 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 bun. Ok. Oh. Hai de muriți. Prea mulți mobi. Prea mulți mobi. Nope, trebuie să plec, trebuie să plec. Pun o torță aici și am plecat. Fuck. Oh shit, nu, 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 m-au băgat în colț. M-au băgat în colț. Holy fuck, holy fuck. Stai și... Ah, bun. Doamne. Trebuie să fac prost de niște lemn. Oh, să fac torțe și să vin și să pun pe aici cât mai multe torțe. Damn. Ok. Bun. N-am luat decât 4 bucăți de astea. Oh well. Nu mai am... Nu, se mărtu că nu mai am nici pic de căul. Serios? Oh shit! Ne... Bai! Așa atât e că băgăm direct cu astea, nu mai stăm noi cu chestii din alea nașpa. Bun. Am 16 torțe. M-aș duce acum, da. Tare mie că mi-o iau dacă mă duc. Și să mă asigur. Bun, acum cred că pot să mă duc. Ok, deci tocmai aici s-a spawnat. Aici s-au spawnat mai mult de oh, fuck. Știi momentul când realizezi că te duci către lavă și ăsta e locul pe care voiai să le viți? Bun, încerc să pun, cum am zis, cât mai multe torțe, să fie cât mai puține locuri în care să se spawneze. Și deja am rămas fără torțe. Oh, Doamne. Oh, Doamne. Prea mulți mobi. Prea mulți mobi. Iap, am plecat. Oh, bun. Bun. Trebuie să văd unde... Apuc și o să iau cât mai mult coal. Uite, de ce aș putea să iau... Nu. Parcă prea se spawnează și parcă prea vin după mine. Au! Au! Hei, nu-i frumos. Ai, ai, ai. În momentul ăla în care realizez că tu ai aproape un stack de săgeți. Oh, well. Oh, shit. Oh, shit.
Și momentul ăla în care realizez că ți-o camic, că n-ai mâncare. Adică nu ai mâncat. Că ai mâncare, da. Bun, mâncare. Torțe, nu mai am torțe, trebuie să fac torțe. Ah! Așa. Ah, nu mai contează, hai că e bine. Aș putea să iau de aici, adică nu că aș putea, de aici o să iau. Coal. Și chestia asta o să mă ajute pentru, chestia asta o să mă ajute la început. Chiar foarte mult, să știți. Bun. Așa. În partea asta acum... De fapt, nu știu dacă suntem neapărat la început, pentru că nu este chiar o serie normală de vanilla. Oh, shit. Ah. Tot sunt de părere că sunt prea mulți mob pe aici. Nu mă așteptam să pun atâtea torțe vreodată în Minecraft, în vreun loc. Dar măsurile disperate... Nu, deci... Timpurile disperate cer măsuri disperate. Sau cum era zica la aia. Bun, avem 3 bucăți de... D-asta. Trei. Că cu asta. Așa. Mai am nevoie de încă 6. Da, de încă 6 mai am nevoie. Bă, du-te, mă. Du-te și împușcă-te, că deja... Deja e prea mult pentru mine. Văd că se spawnează în aer, n-au nicio treabă ei. Îmi place așa, știi, când găsesc câte o bucată de emerald pun rocuri random. Și știți, cred că asta o să încerc să fac acum. Vreau să mă uit așa, să văd dacă găsesc din pură întâmplare suficient emerald cât să completez un challenge. Nope. Și vă dați seama că o să trebuie să mai dau pe aici. Așa. Cum ziceam, mă folosesc și de ocazie să mai și pun torțe. De ce îmi vine mereu să zic să o ardez? Shit! Oh, Doamne. Hai. Prea mulți! Nu mor! N-o să mor. Mai am viață? Nu mai am viață? Hai! Nu! Prea mult. Nu mai rezist, bă, la așa ceva e prea mult pentru mine. Ioi. Și eu am jucat Hexit, drace, dar știi, măcar acolo aveam și eu cu ce să eu mor, aveam cu ce să mă apăr. Aici sunt pur și simplu aruncat în mijlocul tuturor și n-am nimic. Ioi. Bun, avem 4 bucăți și 3 de astea. Hai să vedem ce facem. În fine, asta a fost tot și pentru episodul ăsta. Până de viitoare, eu am fost Cristi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și sper să revin cât de repede cu încă un episod. La revedere, o zi bună. Bye bye.